Ne aflăm pe drumul comunal 51 din comuna Șișești, la 5 km de satul Cărămidaru, acolo unde aproximativ 50 de familii sunt izolate în acest moment. După cum vedeți, a trecut un utilaj de dezăpezire, însă mașina noastră a rămas blocată în nămeții de zăpadă. După cum vedeți, utilajele au trecut pentru a dezăpezi acest drum, însă nici ele nu fac față cantității mari de zăpadă care a căzut în ultimele 24 de ore. Încercăm în continuare să ajungem la acești oameni izolați. Utilaj de dezăpezire a ajuns pe drumul comunal care duce către satul Cărămidaru. Am mai trecut de două ori. Sperăm ca de această dată să reușească să degajeze această cale de acces. 600 de metri până în sat. Dar partea cea mai grea. În cele din urmă, echipa RTS a ajuns la primele suflete. După 5 km de mers pe jos, am ajuns la primii oameni. După cum vedeți, sunt de acoperișul casei și încearcă să degajeze zăpada. Dă-mi zăpada! A acoperit coșurile? Până sus era, cât casa. În localitate, oamenii nu au niciun magazin, iar cea mai apropiată fântână de unde se ia apă este la un kilometru de drum impracticabil. Nu avem nimic aici, suntem în vârful ăsta dealului. Eu n-am terminat medicamentele. E rău, suntem înnecați în zăpadă, parcă am fi într-o vale din aia. Când ați coborât dumneavoastră ultima dată din sat? Ultima dată acum 2 săptămâni. Fără niciun ajutor, oamenii se descurcă așa cum pot, însă iarna le-a secat sufletele. N-am apă. Și? Iar zăpadă să topi. Am discutat cu viceprimarul, cu băiatul de la situații de urgență, cu încă doi referenți, am luat legătura și cu directorul de la școală de la noapte și să încercăm în perioada următoare să identificăm toate familiile care au probleme și care necesită ajutorul sau au nevoie de ajutorul nostru de la primărie, astfel încât în perioada următoare, chiar dacă vom mai face 3 ore sau 4 ore să ajungem până aici, să încercăm să ajungem cel puțin la fiecare, cel puțin cu o aspirină sau un alcalmin. Să ne apere Dumnezeu de toate relele, de inundație și de zăpadă! În Cărămidaru, zăpada depășește un metru, a acoperit casele, iar oamenii, majoritatea bătrâni, nu au niciun ajutor. Le-a rămas speranța că Dumnezeu îi va feri de furia naturii. Ne întoarcem după 5 km. Oamenii au rămas în spatele nostru, tot înzăpeziți. Sperăm că în câteva zile utilajele să ajungă și la ei.